Dragostea mișcă soarele și celelalte stele. Mă gândesc la felul în care încercăm să ne ocupăm mâinile în momente de maximă încordare sau emoție. Because of a few songs. Eu când sunt bucuroasă îmi pun mâna stângă strânsă în pumn, sub bărbie sau obraz și zâmbesc. Exceptionally kind. Însă nu mă pierd cu fira. Mâinile mele pot fi liniștite pentru scurte perioade de timp. Ori sunt ca niște cleștișori care se împină să nu se piardă. Secret play. Sau le strâng în pumn și aștept un rezultat, o rezoluție. They take me there. Mâini îndepărtate, parcă însingurate una de alta. Între ele se află speranța. And they say, parcă îl și văd pe un tip care, agitând mâinile, bătând sau tăind aerul cu palme nervoase, decis să se convingă, prin gesturi, desigur, ca și cum cuvintele singure nu ar avea forță. And they say, se ridică eventual pe vârfuri, ca și cum ar fi un fel de elicopter în plină decolare. Dacă ar obosi și cuvintele s-ar opri, atunci înseamnă că e un fel de combustibil mișcarea fizică, agitația brațelor, încrețirea sprâncenelor sau mijirea ochilor. Ideile vor fi undeva prin trup, nedefinite, și trebuie să-l parcurgă, apoi să ajungă la sinapse sub formă de semnale și să iasă la iveală prin voce, gânduri sonore. Îmi amintesc de nopți frumoase ale copilăriei mele. Like a baby that is shivering. Când mă uitam cu nesaț la cer, care și el se uita la mine cu mii de ochi. Să fi fost ochii pisicilor stelare, la care urlă câte un câine îndrăgostit de cer, sau să fi fost doar stelele. Mă uit la lună în serile când apare. Îmi imaginez că simt o singurătate și dor după soare. Tânjirea nu duce neapărat la o apropiere, ci ține aprinsă o flacără de gând și de cuvânt, care devine flamă, care devine scânteie, care devine jar, care devine cenușa unor arderi purificatoare. Pasiunea e un uragan ce pătrunde adânc în ființă. O tulbură, o întunecă, o devastează și apoi, după ce trece, o lasă să cunoască o pace încremenită, dezordine și confuzie. O ființă cu totul schimbată. Pentru alții este lumina ce dă sens vieții. Trăire la superlativ. Așa cum căutarea iubirii seamănă cu căutarea jumătății atunci când sferele au fost aruncate de zei pe pământ și s-au despărțit în jumătăți. Se spune că atunci când sferele s-au spart, s-au și ciobit puțin, suficient însă pentru ca regăsirea să nu mai fie perfectă. Cum spunea Yanis Risos, abia ne-am dat mâinile și vântul s-a și strecurat între palmele noastre.